În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne înclinăm înaintea Ta cu inimile noastre curate ca cele de copii, rugându-Te să oferi ocrotire și părinții noștri. Îți mulțumim pentru că ai sădit în sufletele lor o iubire necondiționată, dovedită de grija pentru noi și de sacrificiile făcute în folosul nostru. Îi încredință mâinilor Tale milostive, rugându-Te să-i ocrotești și să-i binecuvântezi. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Te rugăm să privești cu milă spre părinții noștri. Ei ne-au dat viață și ne-au îndrumat pe calea cea bună, învățându-ne valorile Tale sfinte, fiind exemplu de iubire și devotament. Îți mărturisim recunoștința noastră pentru darul minunat închipuit de părinții noștri și Te rugăm să îi ocrotești în toate împrejurările vieții. Te rugăm, Doamne, să le oferi părinților noștri sănătate și putere în timpul încercărilor la care îi supune viața. Fie ca grija și dragostea lor să fie răsplătite cu bucurii și momente de fericire. Îți încredințăm părinții noștri și Te rugăm să le fii alături în fiecare zi, să le umpli casele cu pace și să le aduci bucurii neașteptate. Doamne Iisuse, care ești lumina lumii, aducem înaintea Ta și grija noastră pentru nevoile părinților noștri. Îi cunoaștem pe deplin, cu virtuțile și cu slăbiciunile lor. Și Te rugăm să le oferi înțelepciune și putere în împlinirea îndatoririlor de părinți. Fie ca iubirea lor să pătrundă în inimile noastre și să se extindă și asupra legăturilor noastre cu ceilalți. Te implorăm să-i călăuzești pe părinții noștri în tot ceea ce fac și să le deschizi ochii și inimile pentru a înțelege voia Ta sfântă. Te rugăm, Doamne, să-i aperi pe părinții noștri de orice primejdii și să le ferești inimile de suferință. Fie ca Tu să fii scutul lor protector și să le oferi putere în fața ispitelor vieții. Te implorăm să-i ajuți să depășească obstacolele și să le oferi sprijin în momentele de încercare. Îți încredințăm pe părinții noștri și Te rugăm să-i înconjuri cu harul și ocrotirea Ta divină. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne ajuți să fim ascultători și respectuoși față de părinții noștri. Fie ca relația noastră să fie plină de înțelegere reciprocă, iubire și comunicare. Te implorăm să ne ajuți să apreciem darurile lor și să fim recunoscători pentru tot ceea ce au făcut pentru noi. Îți repetăm rugăciunea noastră pentru ocrotirea părinților noștri și Te rugăm să binecuvântezi legăturile noastre de familie. Te rugăm, Doamne, să-i ajuți pe părinții noștri în îndeplinirea responsabilităților lor și să le oferi puterea de a duce la bun sfârșit educația și îndrumarea noastră și să ne poată călăuzi pe calea cea dreaptă, învățându-ne să fim oameni buni și credincioși. Te implorăm să le deschizi mințile pentru înțelepciunea Ta și să le acorzi răbdarea și iubirea necesară în fața provocărilor vieții lor de părinți. Doamne Iisuse, Te rugăm să binecuvântezi relațiile noastre de familie și să le ocrotești cu dragostea Ta. Fie ca părinții noștri să simtă prezența Ta în mijlocul lor și să fie întăriți în credință în timpul momentelor dificile. Te implorăm să binecuvântezi fiecare membru al familiei noastre și să ne unești în dragoste și armonie. Te rugăm, Doamne, să ajuți copiii care suferă din cauza lipsei de iubire și a lipsei grijii părintești. Fie ca acești copii să simtă prezența Ta vindecătoare și la îndemnul Tău să primească sprijin și iubire din partea celor din jur. Te implorăm să întinzi mâna Ta ocrotitoare asupra lor și să le aduci bucurie și speranță în viață. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne ajuți să fim copii recunoscători și iubitori. Fie ca inimile noastre să fie pline de recunoștință pentru părinții noștri, îndemnându-ne să ne străduim să le aducem bucurie și mândrie prin acțiunile și alegerile noastre. Îți înfățișăm cu smerenie rugăciunea noastră și Te rugăm să ne ajuți să creștem în dragostea și credința Ta. Doamne Iisuse, Te rugăm să binecuvântezi pe părinții noștri în toate împrejurările vieții lor.
fă ca sănătatea să le fie întărită, iar bucuriile să le fie împlinite. Te implorăm să-i ocrotești și să-i binecuvântezi în fiecare zi a vieții lor. Îți încredințăm pe părinții noștri, dându-i în grija ta milostivă, și te rugăm să le oferi pace și fericire. Preasfântă Fecioară Maria, te rugăm să fii mijlocitoarea noastră pe lângă Fiului Tău. Îți încredințăm rugăciunile noastre pentru părinții noștri și îți cerem ajutorul și protecția pentru înflorirea vieții noastre de familie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.